În concurs au intrat circa 100 de preparate culinare pregătite de doamnele de etnie turcă venite din Constanța, Tulcea, București, Cernavodă, Kobadin, Tekirghiol, Tuzla, Hârșova, Măcin, Babadag și Cumpăna. Coordonatorul evenimentului susține că festivalul se organizează anual cu scopul de a promova bucătăria turcească. Din meniul sultanului nu vor lipsi delicatesele cu arome orientale, cum ar fi delicioasele baklavale, sarairi, kadayıf, palpa, aşure, şerbet, sau mâncărul musaka, dolma, ardei umbrus cu carne și orez. Printre vedetele festivalului se pot număra sarmalele cu carne și orez specifice Imperiului Otoman. Bucătăresele iscusite au venit cu cele mai delicioase produse care au fost transmise de-a lungul anilor de la mamă la fiică. Această plăcintă cu carne se face foaia exact ca la baklavale, deci din aceeași compoziție. Înăuntru se pune carne tocată și puțin pilaf amestecat, puțină ceapă, piper și, nu știu, sunt foarte delicioase. Noi le facem foarte mult pentru și copiilor le plac și țin și două zile, o zi, două, se mai iau și la pachet. Cum e la noi pașaua, s-a aleșinat, cum s-ar spune. Suleiman a aleșinat, cam așa ce e. Atâta de bune ce sunt. Rețete de la bunicii noștri care se transmit din generație în generație și le gătim cu mult suflet pentru că sunt mâncăruri care le gătim și la noi acasă și vrem ca ele să nu se uite și să se gătească întotdeauna. În cadrul festivalului au avut loc și câteva momente artistice. Membrii juriului au trecut pe la fiecare masă și au punctat fiecare preparat în parte. Până acum, pe parcursul ăsta, am dat 10. Sunt niște produse pe care ar trebui să învețe toți românii să le facă. De exemplu, sarmale cu nucă, cu țelină, cu morcov și cu orez, fără niciun pic de carne. Gustați, vă rog să gustați, să vedeți cât de delicioase sunt, ce bune sunt și cât de sănătoase. În urma jurizării, pe primele locuri, la secțiunea bucătărie tradițională, s-au clasat filiala UDTR Cumpăna, urmată de cea din Cernavodă și cea din Hârșova.